Noi ne-am menținut. Îmi permiteți o scurtă replică? Vă promit că e scurtă. Și eu adresez domnului Banciu. Domnul Banciu, eu zic, întâi să fiți puțin atenți ce s-a întâmplat prin mandatele diversilor, funcție de atribuțiunile lor. Nu cred că putem fi puși la pachet, mai ales când unii au avut și ghinionul unei crize economice mai grea decât cea din 1929. Bun, Și nu v-aș asta dori noi știm, să domnul faceți Băsescu. Noi numai știm. puțin, domnul Banciu. Dumneavoastră sunteți liberi să vorbiți cât vreți. Lăsați-mă termin fraza și Absolut, vă las. da. Nu, Deci, nu spuneți mie nu asta. v-aș dori ca de la un job care înseamnă să vorbești, ceea ce nu-i puțin lucru, mai ales când vorbești și inteligent. Dar de la un asemenea job până la a lua pe spate o țară în criză, vă spun eu că diferența e uriașă și nu prea dorm noaptea. Altfel, din emisiuni în care vorbește o oră, sunt convins că după emisiune dorm noaptea. Vă doresc o seară bună și vă mulțumesc Nu-i chiar pentru... așa, domnul Băsescu. Și dumneavoastră, Îmi probabil, dau seama, îmi după dau ce seama. traversați un ocean cu nava, nu știu dacă dormeați chiar atât de bine noaptea. Să știți că atunci când conduceți ceva, nu se rezumă, da, la o oră sau la 10 ore de condus sau de pilotat. Am o mare rugăminte. Știți foarte bine că nu e așa. Deci dacă vorbeați, Nu. măcar să spuneți ceva cu sens, domnul Băsescu. Păi Adică v-am îmi spus cu reproșați sens. mie că nu Și știu ce înseamnă știți... criza europeană? Păi înseamnă că n-ați văzut nicio emisiune. Păi noi am fost cei care am vorbit în România despre criza, că n-a înțeles-o niciun jurnalist și n-a înțeles-o nici telespectatorul. I-am explicat-o eu timp de 7 ani la B1 TV. Da? Ce criză a avut România și că dumneavoastră când ați tăiat salariile cu Emil Boc, n-ați făcut-o că voia să-i detestați pe Eu români. vă Păi tocmai mulțumesc, am explicat asta. Mie îmi dar spuneți chiar acum. asta ați uitat să o recunoașteți, domnul Bineînțeles, și am Banciu. fost singurul și acum mă înjură lumea, domnul Băsescu, atât e de prost cetățeanul român. Domnule, Da? îmi dau I-am explicat seama. atunci mură în gură, domnul Băsescu, și am stat nu o oră, cum spuneți dumneavoastră, 10 de ore. Emisiunea asta se Da, e pregătește, în domnul regulă. Băsescu. Și să știți că și Mallarmé, când scria un poem, îl scria în 15 minute, dar îl gândea 30 de ani. Da? Nu, Da, să nu spuneți deci... dumneavoastră că eu stau o oră și după aia mă culc. Că asta înseamnă că n-ați înțeles nimic. Poate că sunt unii moderatori, da, pe la alte televiziuni, care, într-adevăr, după ce se termine emisiunea, se culcă. Eu, după ce se termine emisiunea, încep să mă gândesc. Domnule Calandru, dacă doriți să interveniți. Îmi dau Vă seama. mulțumim și noi, domnul Băsescu, dar încă o dată, să nu ne M-ați confundați. Vă convins, înțeleg că dar sunteți un uitați. pic stresat, dar nu-mi reproșați mie astea. Nu vă reproșez, dar Mai ales vă că știți că reproșez sunt un om că nu corect. v-ați adus aminte, spre exemplu, de asta când ați înșirat pe cei care Ba n-au da, făcut nu m-ați nimic. lăsat să termin. Era vorba de realizările României, dar unde, dincolo de criza financiară, istoria o să vă judece și pentru modernitate și pentru ce a făcut țara. Ori, din păcate, mare lucru nu s-a întâmplat. Vă reamintesc măcar Uniunea cu Republica Moldova n-a existat. Că sunt totuși Nu, niște nu lucruri mă care... faceți să încerc Nu, să nu vă vă fac. Știu spun că ce ăsta e s-a subiect întâmplat. delicat. Am vrut doar să vă provoc un pic. M-ați provocat. Bun. M-ați Dați-mi un provocat. cățel ca să nu rămân dator, să nu Da, se creadă că... dar știți că s-ar putea zilele viitoare să vă trimit o listă. Sigur, unirea cu Republica Moldova n-am reușit să o fac, dar muncesc la ea, nu renunț. A, bun. A, uite, asta e o știre, cum ar fi zis Ion Cristoiu. Asta e o știre. Bine, seară bună, O mulțumesc! seară bună, domnule Băsescu. Revenim Da, la pot să spun discuție, și vă ceva. rog. Da. Nu, să uităm de asta. Am și eu amintiri plăcute și neplăcute cu domnul